2001, a fost convocat pentru astăzi, 26 iulie 2018, în ședința ordinară a Consiliului Local, convocat prin discuția numărul 69 din 13.07.2018. Din cei 11 consilieri care compun Consiliul Local, sunt prezenți 8, dar trebuie să vină și domnul nostru Cosmin. Nu o să vină domnul fiind prezent majoritatea consilierilor, ședința este legată constituită și toate cele lucrările. Având în vedere prevederile articolul 42 al alineatul 5 din legea 215, se pun spre aprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară. Și să fie întâmplă cu copilul, să se întâmplă. Deci, procesul verbal a fost adoptat în anii 2020. La ședință participă invitat domnul Draiescu Zic TV, doamna Cerea Narcisa, domnul Ionescu și doamna Gerasimescu Lumisa. Acum, în conformitate cu prevederile articolului 45, legea 215, la alineatul 3, este menționat că hotărârile privind administrarea ăsta patrimoniului se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locale în funcție. Deci, este valabil pentru punctul 3 al ordinii de zi. Ca să știți, punctul 3 trebuie adoptat, ca să fie adoptat, trebuie adoptat cu două treimi. Acum, în conformitate cu prevederile 41 din legea 215 și 2001, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte în ședință. Dar ce știți că ați aprobat ca să fie votat de un președinte în ședință care nu. Da, vă rog să-și propuneți. Domnul de acum, Constantin. Propun pe domnul Ierache Ștefan, tot nu a fost niciodată și... Da. Deci, domnul de acum, Constantin, propune președinte de ședință pe domnul consilier Ionache. Dacă mai sunt și alte propuneri. Da. Propun la vot. Cine este pentru ca domnul Ionache să... Deci, domnul Ionache, vă rog să vă luați propunerea de premier. Nu, asta, cârtiu, s-a mai mers. Două puncte de băd așa la altele. Da, mulțumesc pentru încrederea ta odată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Dăm citire ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturii de execuție a bugetului local la 30.07.2018, inițiator Victor Deaconu, primarul comunii, aviz comisiei reunite. Proiect de hotărâre privind aprobarea refacerii infrastructurii calamitate pe raza comunei Ardeoan în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în perioada 29-30-6-2018 pe raza comunei Ardeoan, județul Bacău și întocmirea celorlalte documentații necesare de refacerii infrastructurii. Inițiator Victor Deaconu, primarul comunei, aviz comisiei reunite. Proiect de hotărâre privind aprobarea anexei numărul 2, lista bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Ardeoan cu privire la introducerea unor bunuri, drumuri locale și exploatare agricolă în domeniul public al Comunei Ardeoan de Subatou. Inițiator Victor Deaconu, primar al Comunei Ardeoan, aviz comisiei de unii. Dacă mai sunt alte proiecte? Nu. Nu avem bun. Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la 30.06.2018. Aviz comisiei reunite. Dăm cuvântul doamnei Anica Gabriela, președinte al Comisiei de Specialitate, pentru a prezenta avizul comisiei reunite. Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre în felul prezentat. Dau cuvântul doamnei Cenana acesta pentru a prezenta raportul de specialitate. În conformitate cu prevederile articolului 49 alinia 12 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, funcționare și dezvoltare, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor prin rectificare bugetară locală,
astfel încât la sfârșitul anului să nu înregistreze plățile state, iar diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante pe de altă parte să fie mai mare decât zero. În continuare, vă prezint spre analiză execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul al doilea al anului 2018, conform contului de execuție al bugetului local întocmit la 30 iunie 2018. În cadrul secțiunii funcționare, prevederile bugetare la nivelul trimestrului al doilea au fost în valoare de 1.019.270 lei, încasări efective 1.028.721,48 lei, reprezentând 100,93%. Defalcarea indicatorilor în cadrul secțiunii funcționare la venituri se prezintă astfel. Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare, plan 2000, încasării 1.283, realizat 64,15%, cote și sume defalcate din impozitul pe venit, plan 236.000, încasări 289.452,6, reprezentând 122,65%. Impozite și taxe pe proprietate, plan 166.580, încasări 197.275, reprezentând 118,43%, din care impozite pe clădiri persoane fizice, plan 33.640, încasări 36.962, 109,88%, impozit clădiri persoane juridice, plan 25.460, încasări 42.862, reprezentând 168,35%, impozit terenuri persoane fizice, plan 45.330, încasări 48.913, 107,90%, impozit terenuri persoane juridice, plan 4.840, încasări 10.901, reprezentând 225,23%. Impozit teren extravilar, plan 48.850, încasări 53.394, realizat 109,30%. Taxe judiciară de timbru și alte taxe de timbru, plan 6.180, încasări 2.800, reprezentând 45,31%. Alte impozite și taxe pe proprietate, plan 2280, încasări 1443, 63,29%. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunelor, plan 256.000, încasări 177.063,49 lei, reprezentând 69,17%. Sume defalcate din TVA pentru drumuri, plan 13.000. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, plan 156.000, la ambele încasări la nivelul planului, reprezentând 100%. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități, plan 47.310, încasări efective 67.208, reprezentând 142,06%, din care impozit mijloace transport persoane fizice, plan 42.120, încasări 62.384, 148,11%, impozit mijloace transport persoane juridice, plan 5.190, încasări 4.824, un procent 92,95%. Alte impozite și taxe, plan 11.920, încasări 12.334, reprezentând 103,47%. Venituri din concesiuni și închirieri, plan 3.840, încasări 4.557, 118,67%. Venituri din prestări servicii, plan 3.480, încasări 522, reprezentând 15%. Alte venituri din prestări servicii, plan 810, încasări 1.213,5, reprezentând 149,81%. Taxe extrajudiciare de timbru, plan 590, încasări 0. Amenzi, penalități și confiscări, plan 76.260, încasări 59.816,51, reprezentând 78,44%. Taxe speciale, plan 41.480, încasări 54.264, 130,83%. Vă aminte din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare, plan minus 76.000, vă aminte efectuate minus 5.453,62, reprezentând 7,18%.
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, plan 10.000, încasări 89,80%. Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, plan 70.000, încasării 0. Cheltuielile secțiunii funcționale, la data de 30.06, prognozate în buget au fost în valoare de 1.456.200, cheltuieli efective 888.469,21 lei, reprezentând 61,01%. La autorități executive, planul a fost de 909.560, cheltuieli efective 614.812,24, reprezentând 67,59%. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației pentru instituțiile de asistență socială pentru persoane cu handicap. Plan 10.000, cheltuieli 9.345, reprezentând 93,45%. Învățământ, plan 94.500, cheltuieli 27.785,04, reprezentând 29,4%. Cămine culturale, plan 2000, cheltuieli efective 655,35, reprezentând 32,77%. Asistență socială în caz de invaliditate, plan 164.500, cheltuieli 155.169, reprezentând 94,33%. Ajutoare sociale, plan 13.000, cheltuieli 354, reprezentând 2,72%. Iluminat public și electrificări rurale, plan 73.140, cheltuieli 12.965,83, reprezentând 17,73%. Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, plan 90.000, cheltuieli 7.676,61, reprezentând 8,53%. Salubritate, plan 54.500, cheltuieli 37.077 lei, reprezentând 68,03%. Transporturi, plan 45.000, cheltuieli 22.629,14, reprezentând 50,29%. Excedentul secțiunii funcționare, înregistrat la 30 iunie 2018, este în sumă de 140.252,27 lei. În cadrul secțiunii dezvoltare, veniturile prognozate au fost în valoare de 3.565.590 lei, încasări la 30.06.2018, 32.241,57 lei, reprezentând 7,18%. Veniturile secțiunii dezvoltare constau în vărsăminte din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare, unde planul a fost de 76.000, încasările 5.453,62, reprezentând 7,18%. Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, plan 0, încasări 26.787,95. Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, plan 3.489.590, încasări la 30 iunie 2018, 0. Cheltuielile secțiunii dezvoltare au constat în cheltuieli de capital la capitolul 7500 alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale în valoare de 15.000 lei, cheltuieli efective 0. Și la capitolul 84.030.1 drumuri și poduri, plan 3.710.240 lei, cheltuieli efective 32.241,57 lei, reprezentând 0,87%. Da, mulțumim, doamne, ministrul Nacita. Dacă dorește cineva să acum. Da, domnul Rusu, aveți cum. Materialul prezentat de doamna contabilă, foarte bine împărțit, la obiect. Pe când au seama la 30.06, bugetul practic l-ați prezentat, acum la 30.06.2018. Stați bine, cu toate și cu încasări și așa mai departe. Noi sunt pe aici, pe acolo, dar până la sfârșitul anului să vor duce dată la acolo. O întrebare. Cei care mai sunt debitori, cu anii în urmă, la scurt,
să vor prescrie dacă nu plătește până la capăt, ce are de venit de acolo, impozite și așa mai departe. Prevedem să avem și debite prescrise pentru că se iau forme de executare silită și atunci și prin înmânarea în științele de toată somații tipului executorul, termenul de prescripție se amână cu încă 5 ani. Deci, unde nu sunt identificați, s-a făcut comunicarea prin publicitate, deci nu așteptăm să se prescrie. Asta înseamnă să cadă în sarcina noastră după. Da. În concluzie, sunt de acord cu materialul prezentat dumneavoastră. Mulțumesc, Carl. Mai dorești o seama? Dacă nu, supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mare. Deci, la punctul 2, este numai. Proiect de hotărâre privind aprobarea refacerii infrastructurii de calamitate pe raza Comunei Ardeoane, urma periculoase produse în perioada 29-30-2018 pe raza Comunei Ardeoane, județul Bacău și întocmirea celorlalte documentații necesare de facere infrastructurii. Aviz Comisiile Reunite. Cuvântul domnului secretar al Comisiei de Specialitate, să prezinte avizul Comisiei Reunite. Comisia vizează favorabilă. Dau cuvântul doamnei Gherasimescu Zinița pentru a prezenta raportul de specialitate. Subsemnarea având în vedere procesul de vadă al Comitetului Județean pentru situații de urgență Bacău, înregistrat la primăria Comunei Ardeoane cu numărul 3626 din 2007-2018 și avizele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Bacău numărul 452 și 453 din 18-7-2018, articol 36, alinia 2, litera C și alinia 6, litera A, punctul 13 din Legea Administrației Publică Locală, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, articolul 7, aliniat 16 din Legea 50/1991, urmând ca documentațiile legale necesare să fie definitivate pe parcursul sau la încheierea executării lucrării cu respectarea avizelor legale, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local următoarele lucrări. Refacerea infrastructurii calamitate pe raza Comunei Ardeoane în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din perioada 29-30-6-2018 în satele Unteniș, Comuna Ardeoane, județul Bacău, refacere drumuri comunale și locale de Untinești, drum local Hârlan Nicolae Cosma Mihai, spălare carosabil balast 900 de metri liniari, drum local Ghinez Nicolae Cernat Ghenecolae, spălare carosabil balast 830 metri liniari, refacere șanțuri Leontinești. Drum comunal 178, șanț beton avariat, 1350 de metri liniar. Drum local Vârlan Nicolae Cosma Mihai, șanț de beton avariat, 300 de metri liniar. Șanț pământ avariat, 400 de metri liniar. Drum local Ghinez Nicolae Cernat Ghenecolae, șanț beton avariat, 100 de metri liniar. Șanț pământ avariat, 500 de metri liniar. Față de cele prezentate, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local Ardeoane lucrările privind refacerea infrastructurii calamitate pe raza Comunei Ardeoane, urmă a fenomenelor hidrometeorologice periculoase din perioada 2016-2018 în satele Ultimești, Comuna Ardeoane, județul Bacău, refacere drumuri comunale și locale, refacere șanturi în regim de urgență și întocmirea documentațiilor necesare autorizării lucrărilor sus menționate. Vă mulțumesc! Da, mulțumim, doamna Gherasimescu. Dorește să-mi lase apuntul? Aveți apuntul? Am ascultat pe doamna, sunt de acord cu cele expuse. Acum, când o să demareze probleme, dar trebuie neapărat nu mai am ajuns. Sunt convins că dumneavoastră am înțeleagă. Oamenii care stau pe acolo, mai ales aici, unde avem maneaj gel lăcătuș acolo, ăștia nu mai sunt în viață. Vom muri de acum. Pe ei se obțineau acolo, vis-a-vis de mine, nu-i pe aceea nu faci practic nimic. Când au venit ca să vină mai linii, mai dreaptă și mai... Când o să înceapă șanțul. Linii mai dreaptă, așa, ca să ducem către
buraia de captare. Așa, și în ceea ce privește dumneavoastră, eu le-am mai zis că nu mi-e rușine, dacă mai orientați o leacă, trebuie să vină, eu și oamenii, toți domnul acolo, la vece, m-am pus, am făcut, am azi, dar vine cineva ca să spună. Nu vine nimeni, nu? Mai atenționați. Când mai veniți pe acolo și un oameni care nu-și face acolo în dreptul porții lui, mai ales acum aluviunile astea venite de pe toate poclaurile, e normal că vine acolo și dacă necesară dată în viață ca să se întâmple. Cam atât am zis. Da, mulțumim, domnul Rosu. Începem cu bătrânii prima dată și după aceea cu dumneavoastră. Da, am ascultat cu foarte mare. Mai netat, cât ești bătrânii. Da, spus. Am ascultat cu atenție la s-a prezentat materialul de la punctul 2. Sunt cu totul de acord, dar aș, dacă îmi permiteți, aș aduce la dumneavoastră la cunoștință, dar și cunoașteți cu toți. Deci din ziua de 29-30, când s-a produs calamitatea naturală, așa, eu n-am văzut o dignă la domnul primar, la ceilalți subordonați care sunt domnul primar, în comună. Am 48 de ani de când sunt aici în comună și cunosc toate problemele care avem în pământ și așa mai departe, peste tot. Și în sus și în pământ și în partea alantă și la sus și la sus. Deci aș începe numai din capătul satului, din partea alantă, cu vreau să nu vă supărați, să-mi dați voi ca să spun că astea sunt problemele, astea sunt problemele făcute. La noi, aici în sat, la Iliești și în cealaltă părți, probabil că s-au făcut sau se vor face de acum, că toate nu se poate face deodată. Deci, începând de la Olaru, Dan Dumnezeu Soriotic, de acolo, ați început-o domnul primar, cu toate problemele, cu utilajele, atât al primăriei, cât și probabil celălalt care le-ați încheiat. Așa? S-a făcut o treabă extraordinară, excepțională. Deci, eu, dacă eram cine era, vreau să spun așa, aduceam televiziunea să vadă și să filmeze ce s-a făcut, cât de frumos și cât de bine s-a făcut toate problemele care sunt de acolo, de la Tiță, de la Olaru, de la Tiță Gheorghe, de la Olaru, la diaconul Dumitru și așa mai departe și a venit în partea asta la încoace cu drumul care duce, nu știu dacă o spun bine, drumul bisericii la cimitir în partea înaltă n-a fost și a fost făcut, nu s-a pus nicio problemă, dar să vedeți cum arată acum. Venim, cum am mai încoace mai la deal, venim pe drumul care duce la drumul sonde, așa îi spune, sau drumul sonde. Eu vă spun sincer că de câte ori mergeam cu mașina sau mă duceam încolo la Mașotea, așa mergeam, prăhărit. Vedeți acum și vedeți cum, cât de frumos și ce bine l-ați întocmit. Aveți mulțumirile noastre, nu mai vorbim aici la Hațaș, care vorba aia bate Tazlăul și vine, o venit cu hoalii când a venit și așa mai departe. Până aici, iarăși la Leontenești, când ați deblocat toate problemele și așa mai departe. Eu, pe scurt așa, vă spun sincer, am fost între oameni și am văzut și am luat pulsul la oameni. Felicitările oamenilor, domnul primar, modul cum ați acționat de atunci din 29, nu vă sfărașiu că nu vă place încă la ODA, deci modul cum ați acționat și să nu mai fie nevoie, dar unde ați făcut treabă, a doua oară nu se mai trece, vă câteva pe cuvântul îndrunării. Am văzut și am văzut, vă spun sincer, v-am spus, am aproape 48 de ani de când sunt aici, de când aici sunt în comună, dar să fii sănătos. La fel și noastră. Da, și astea sunt problemele. Felicitări, încă o dată, sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Luminița în raportul prezentat așa, și cred că sunt bani, necesită bani aici, cheltuieli, materiale și așa mai departe, alte probleme. Eu sunt de acord cu materialul prezentat și sunt de acord cu toate problemele. Încă o dată, felicitări, domnul primar, cu subordonul nostru. Da, mulțumim, domnul Rusu. Mă doresc să-ți mai am? Da. Supune la Avem de cele prezentate de domnul consilier Vârlan, după cum știți, în punctul Băcătușul Vigel acolo s-a intervenit, rigola a fost distrusă în totalitate, am extras bucățile de beton,
și vom continua lucrările în funcție de documentații și respectăm limita de proprietate. Deci nu putem să... Uite, cum e documentația, așa vom lucra acolo. Și să vom monta prefabricate din beton. Deci treaba se rezolvă acolo 100%. Da, acum zic eu, nu mai e nimeni, era doi bătrâni care Dumnezeu să vă dinească. Nu te să-i convingi. Băi, frate, ori cu un metru, ori cu 50 centimetri, numai ta n-ai ce face, eu nu-i pe asta. Dar bine, apă ei nu mai sunt pe pământ, s-au spus, nu e, mai acele veșnice. Nu putem monta rigorul încât pe domeniul public, deci nu putem să ne abatem din proprietatea privată. Problemele evite, le știți prea bine. Și s-au intervenit în funcție de urgența care s-a evit. Mulțumesc. Da. Mulțumesc. Supunerea. Cine este pentru? Potriva noare. Abțineri. Trece la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea anexei numărul 2. Lista bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Ardeoan cu privire la introducerea unor bunuri, drumuri locale și exploatarea agricolă în domeniul public al Comunei Ardeoan de Zumbacu. Dau cuvântul domnului Rusu Alexandru, președinte al Comisiei de Specialitate, să prezinte avizul Comisiei Reunite. Comisia propune adoptarea în formă prezentată de executiv, avizând favorabil. Mulțumim, domnul Rusu. Dau cuvântul domnului Ionescu Mitică pentru a prezenta raportul de specialitate. Referat privind completarea inventarului domeniului public al Comunei Ardeoan cu drumuri locale și de exploatare agricole existente pe raza comunei. Având în vedere legea 231/1998, legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, respectiv capitolul 2, articolul 7, litera e, și articolul 8.1, se poate face trecerea bunurilor din domeniul privat al unității administrative teritoriale în domeniul public al acestora pentru cauză de utilitate publică. Conform articolul 11.1, bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile, după cum urmează. Nu pot fi înstrăinate, ele pot fi date numai administrare, concesionare sau închiriere în condiții legii. Nu pot fi supuse executări seguite și asupra lor nu se pot constitui garanții reale. Nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzul capiunii sau prin efectul posesiei de bună credință asupra bunurilor. Motivația apartenenței la domeniul public, a drumurilor locale și de exploatare agricolă, dă posibilitatea Consiliului Local să intervină pentru reabilitarea lor în caz de calamități. Față de cele menționate mai sus, propun inițierea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local, prin care să se aprobe trecerea în domeniul public a drumurilor locale și de exploatare agricolă de pe raza Comunei Ardeoan, conform anexei numărul 2, anexate. Anexa numărul 2, anexată, a fost scoase tot ce înseamnă din registrul cadastral, atât scriptic cât și faptic, tot ce înseamnă drum de exploatare pe raza Comunei, din toate etapele. Și anexa cuprinde drumul de exploatare un număr de 111 drumușoare, toate care fac trecerea dintr-unul în altul. Și s-a mai completat și cu încă 4 drumuri de vicinale, adică locale din sat, care din vari motive nu au fost prinse la timpul trecut, adică ca tot ce înseamnă drum să poată fi în domeniul public și să putem interveni pe el. Că a fost, acum când a venit comisia mixtă de la Bacov, calamitățile astea, a fost foarte tare afectat drumul care spunem DCL-50, care el va fi, sau a chemat DCL-50, Tărâța Veche. Și am vrut, domnul primar, cu toată comisia, a insistat, domnule, hai să-l prindem și pe ăsta, nu pot intra oameni. Îl aveți în domeniul public? Nu, nu putem. Și atunci, asta a dat motivația ca drumul ăsta să poată fi intrat în domeniul public și să poată interveni asupra lor când este nevoie. Se poate fi folosit din caz de urgență. Și poate fi reparat, investit, să-i făcute pe el așa mai departe. Mulțumesc. Da? Mulțumesc. Vreau cineva să ne ia cuvântul sau vă rog? Aici este lista cu... Toate numărul este așa. Am ascultat cu atenție ce ar primi la asta. Și poate mi-a scăpat drum ușor. Am trecut absolut toate drumurile. Deci și exploatația agricolă. Deci asta este anexa la numărul 3 din 27, probabil, când a venit atunci cu ăla. Am ascultat cu faptul materialitatea dumneavoastră, sunt de acord cu tot ce ați prezentat, nu am nimic împotriva, a fost la timp acolo și am înțeles că să văd cum. Practic, sunt, chiar dacă sunt drumulețe, să zic cum sunt, dar strategice. Trebuie să sunt de alte probleme care sunt, pe acolo vor circula și eu să nu circul niciodată alte
tehnici militari și așa mai departe, care sunt extraordinare. Nu vă râdeți, că sunt niște treburi foarte importante. Deci am zis drumul strategice, care eu știu eu, da, e bine că ați luat în calcul toate problemele respective. Noi cunoaștem, adică, toate treburile. Mulțumesc! Da, mai dorește cineva? Da. Eu? Mulțumesc, mulțumesc. Da, am ascultat materialul prezentatului domnului G.R. Ionescu. A fost o domnivire. Sunt de acord ca toate drumurile locale și exploatarea agricolă să treacă domeniul public ca să ne putem repara, abilita și, și mai departe. Aș vrea cu o completare. Am mai spus în ședință, prin iar, dacă mă bine aminte, de drumul ăsta, care venim de aici, au și plecat, poate discuții, drumul de Rețea Veche. Într-adevăr, deci nu putem să-l facem când nu este prins în domeniul public. Dar, cu forțe proprii, ne-am dorit să-l putem reface. Intervin și eu și altcineva. Am zis și atunci, în decembrie, că o să ne ajutăm cu utilaje, cu ce putem noi. Domnul viceprimar, la o altă ședință, a zis că noi nu mai am zis și n-a mai venit nimeni ca să a fost. Dar eu mi-am arătat disponibilitatea, dar nu era treaba mea ca să fac organizare și convocare ca să mergem să... Eu mi-am arătat disponibilitatea, vreau să merg. La fel și acum, dacă sunteți de acord, de săptămâna viitoare, pot să pun un creator două la dispoziție ca să ducem niște balast, să le refacem cât de cât până putem, după ce intri în domeniul public, o să le refacem tot alba. Dar până atunci, se putem rezolva, sunt niște cazuri mai, știu, 100 de metri acolo. Dar chiar nu se poate circula. Dacă sunteți de acord, eu, din săptămâna viitoare, mă pun la dispoziție de capitolul sau două, ca să ducem bala asta acolo. Mulțumesc frumos. Noi suntem foarte de acord și chiar aș vrea să vă țineți de cuvânt, nu numai în fața camerei de la vedere. Dar am spus bine. În camera, în fața camerei de la vedere vorbiți foarte frumos, dar realitatea știți destul de bine că tot dumneavoastră cu tractoarele și cu combinele mari stricați drumurile. Acolo, la Tătăroaia, au intrat Ila și au distrus drumul ăla. A intrat doctorașul ăla diaconul, l-a distrus, bine. La fel anul trecut. Acum 2 ani l-a străcat Ilaș, acum anul ăsta iar l-a străcat Ilaș. Deci tot dumneavoastră cu combinele și cu tractoarele mari, păi, stricați drumurile. Ideea este că ceea ce vorbim în fața camerei, să ne ținem și de cu, că ar fi foarte frumos. Și știți destul de bine. Domnul Rusu chiar a fost săptămâna trecută și acum două săptămâni după inundații, chiar a fost printre singurii consilieri. A mai fost Remus, așa care a tot venit după noi pe acolo. Pe o parte le repaream, pe partea cealaltă iar venea apa, ăla de la Antoni, de la Puian, domnul stricat de două ori, la Muntenașul săptămâna trecută, deci mi-a făcut cruce, seara era drumul perfect. Și a doua zi dimineață, ferească Dumnezeu ce-a făcut acolo. Două zile am muncit Florin și cu tractoarele și cu... De-am băiatul ăsta are nuntă sâmbătă, am trebuit să-i facem drum acolo. Și ar fi foarte frumos ca să vă țineți de cuvânt. Să veniți cu două tractoare cu remorci. Noi avem încărcătorul frontal cu tractorul. O să cărăm cât se poate. Numai să vă țineți de cuvânt. Asta e ideea. V-am mai spus odată, domnul Vici, și am avut dreptate. Degeaba încercați acum să o cotiți. Și atunci ați promis, da, domnule, facem și după aia s-a oprit aici. Nu eu, mi-am arătat disponibilitatea. Ți-ai mai arătat odată, domnul consilier, și eu rămas doar la stadiu de a-ți arăta disponibilitatea, dar rest fapte... Nu-i treaba mea. Domnul Vici, domnul consilier, nu trebuie să fiți ciocănesc la poartă la dumneavoastră, dacă vă arătați disponibilitatea, așa cum a făcut Cerbul în 2005, eu am pus 4 tractoare la dispoziție, că știți ce a fost în 2005. Așa, eu am venit și eu cu 2 tractoare o săptămână, o muncit omul ăla, deci tot respectul pentru chestia asta. Dar, atât. Dumneavoastră n-am văzut să veniți și aveți vreo 10 ani de mandat. Niciodată, n-ați venit niciodată să... cu o inițiativă, nu știu, cu un pârâu, cu un drum, cu ceva de comentat tot timpul. Comentați! Nu comentăm, v-am spus și despre locul hotărâri, nu văd un singur. Deci suntem consiliu local. Consiliul local e hotărât, nu eu de unul singur. De ce vorbim aici? Eu vreau la următoarea ședință să vă mulțumesc de participare. Deci acum rămâne bătut în cui, săptămâna care vine, începem de luni. De luni. Ca gospodare, așa. Și rezolvăm problema. Iar vis-a-vis de aia care au
tranzitat drumurile, să știți că care au stricat, le-o cam reparat. Deci domnul doctor de acolo a intervenit la drum la Proteanu acum vreo două luni de zile, l-a stricat, l-a făcut. Urmează domnul Ilaș și vom continua. Domnul Ilaș, văd că nu vrea să mai răspundă la telefon. Da. În condițiile astea, așa dă să mă hotărâși de Consiliul Local, nu se mai trece cu utilaje de genul ăsta, dacă o strică drumul, eu sunt de acord, trebuie să meargă la bucate să-și reconteze, să sămine, să-ți despuiască. Asta nu înseamnă că trebuie să strece. Au venit cu hardughie aia de combină, au scăpat un șanț, au rupt drumul dintr-o parte în cealaltă. Cei care sunteți de Valea Muntenești, știți. Dar nu mai poți să ieși drumul. Ce zic, nu mai poți să ieși. Cu transportul aminte, nu poți să ieși. Da, vom lua măsuri ca să... Dar poate și el fi contactat, dar cred că noi prin urmă... Dar nu că a fost contactat, asta a fost în prima secundă, deci... Întârzii, dar sper să... El are tabal, ești de acolo, creează omul de ațană, zile, și cred că e un om, mai ales că și-o pregătire. Îl obligă să... Dom'le, ai străcat? Ia, nu? Acum ce se spune? Eu am dezinfectat vreo 3 plântâni, am dus niște crăci, acum trebuie să viu la să pozeze cineva. Eu am făcut din inițiativa mea. Păi m-am dus acolo, le-am spus la oameni, băi, fraților, curățați-vă o leacă, că nu vine nimeni să vă curățe. Băi, la 416. Care e 416? Sunt 3 oameni buni, mașulați. Și așa e, și aia sunt banii. Pentru că datorită faptul 416 ăsta, datorită asta s-a stricat șanțul ăsta. S-a lăsat pe oriechi aia. Stau toată ziua acolo la Crâșul. Adică, propune-o o treabă, da? Ce spune domnul Bărbărat? Facem o treabă să arătăm un proiect de așa, să dăm... Să votăm în Consiliul Local, fiecare la poartă, să știu unde ia, sau fiecare... Dar așa e, așa facem noi. Da, asta e... Da, i-a învățat prost, m-am uitat la limita. Nu, care nu are... La limita bunului simț. Să nu lăsați să ia apă, da? Să președinte la 416, domnul președinte, așa se face la noi. Peste tot ce se face. Eu aștept să vină cineva să facă o ceva. Da, dar nu toți. Aici e problemă, aici e problemă. Așa cum sunt, invalid, cum se spune. Ești de culoare. Nu ne poate să cumpere. Nu ne poate să cumpere. Nu ne poate să cumpere. La 40 de bani, crâș, la crâș, da, bunica să-i... Referitor la ce a prezentat domnul tiner, cu drumul. Mai avem, nu mai avem nimic de spus, nu? Cine este pentru? Da, mulțumim. Abține nu avem, împotrivă nu avem. Fiind depuizate toate punctele de ordine ale zi, am de care închise ședințe de lucrare, de închide vă rog, vă rog. Să știți că am aflat cu bucurie faptul că ați reușit până la urmă să ieșiți din insolvență și vreau să vă felicit și pe dumneavoastră ca și consilier local și pe domnul primar și sunt solidar cu dumneavoastră, știu că a fost foarte, foarte greu, au fost ani de mare încercare pentru dumneavoastră ca UAT să rezolvați anumite probleme în aceste condiții. Am o rugăminte la dumneavoastră. Dacă știți că am discutat acum o lună, două în urmă, v-am rugat să ne sprijiniți și pe noi cu o colaborare și dacă sunteți de acord în legătură cu un acord de principiu pentru a putea demara formalități pentru a încheia un contract de prestări servicii. Așa cum știți, suma pe care noi v-am rugat să o aprobați este o sumă care ne acopere în oarecare parte deplasările și plata cameramanilor, dar să știți că mai sunt și alte proiecte de publicare, de servere și așa mai departe. Știți de ce îmi doresc tare mult să lucrăm împreună în continuare? Pentru că, din punctul meu de vedere, Comuna Ardeoan chiar merită să fie vizibilă pe plan județean. Poate au fost anumite conjuncturi în care s-a dorit fără voia dumneavoastră că Ardeoanul să fie marginalizat. Ori prezența noastră, zic eu, este foarte importantă, în primul rând, pentru cetățenii comunei, care, și mai ales pentru cei care sunt plecați în străinătate, să vadă că aici există un consiliu local corect, că sunt dezbateri corecte. Să știți că noi nu ne-am dorit întotdeauna doar să lucrăm cantitativ. Avem UAT-uri unde există multe probleme. Au început deja campania electorală. Sunt scandaluri. Vrem la anumite UAT-uri să renunțăm și să rămânem cu UAT-uri așa cum este și Consiliul dumneavoastră local, care chiar îmi face plăcere să vin, să văd că se ia în mod serios
dezbaterea, să iau în serios proiectele și așa mai departe. O să închei spunându-vă că în continuare noi vom fi corecți față de dumneavoastră, vom fi echidistanți. Să știți că întotdeauna am avut o relație bună și cu domnul primar și îl felicit și pe dânsul cu această ocazie, dar și cu dumneavoastră consilier, pe care eu vă respect și am simțit că noi ca instituție de presă suntem respectați și bine primiți aici în comunitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Ne-am rugat frumos. Dorește cineva să ia cuvântul în da. Domnul Eugen, folosesc numele mine. Da, noi am, eu cel puțin personal, unde am buzonat pe YouTube, am văzut că nimic nu s-a bătut din ceea ce am fost la ședințe, la toate ședințele care sunt. Eu am toată puterea mea personală, ca fiind consilier aici la Comuna Ion, că și în continuare tot la fel, deci va fi așa cum trebuie. Nu vreau să mai duc în urmă un pic, am uitat o treabă care a fost foarte importantă pentru modul cum s-a acționat domnul primar. A venit de două ori și a scos apa din fântână și a dezinfectat-o. Și asta a dat extraordinar de mult. Ca să s-a consumat într-adevăr multe, multe, că sunt multe fântâni care sunt dintr-un capăt până în altul. Probabil că în partea noastră la dumneavoastră n-a fost necesar. Nu știu, doamne, dar eu bucur să nu fie necesar. Dar nu știu, întreba aici, domnul vice, domnul primar, e vreun centru la Moinești, aici care ne ducem cu apă la control? Nu știu, poate. La Bacău este. Deci asta a fost printre, ca să mulțumesc foarte tare că am uitat în punctul care a fost chiar, încă important, foarte important. Și sunt de acord cu dumneavoastră ce a spus mai înainte, domnul Eugen, cu treaba pentru contribuția în mică măsură, cum a spus dumneavoastră, ca să știm care e problema, dacă cumva trebuie să o supuneți spre acolo. Ea, practic, a fost pus mai înainte, dar atunci au fost un pic mai târziu, că așa a fost treaba. Da. Vă mulțumim foarte tare pentru felul cum puneți problemele la noi aici. Și promit că dacă domnul primar va binevoi, la anumite evenimente nu vor costa deplasările noastre suplimentare, chiar în rog pe primar, când sunt acțiuni importante care vizează comuna, când sunt finalizate anumite proiecte care necesită suplimentar să fie vizionate de către cetățeni. Dacă sunt, încă o dată, tot felul de evenimente, mai ales că avem și centenară, poate vă gândiți și la o chestie de genul ăsta, noi vom veni fără costuri suplimentare, așa cum merge și în alte părți, suntem descurs. Sigur, domnul primar, având în vedere că noi nu aveam un contract, probabil s-a gândit, domnule, nu mai deranjează pe Eugen să vină și pentru asta și așa vine pe cheltuiala de. Știți că foarte bine că noi deja de un an și ceva venim la dumneavoastră, nu am solicitat niciun leu pentru prestația noastră, pentru că ne-am gândit că putem și noi să facem ceva pentru comuna asta. Și atât, bunul Dumnezeu v-a ajutat și acum ați rezolvat problema. Da, mai dorește ceva să ia cuvântul și reprezentate? Ei, vis-a-vis de marginalizare, nu prea am înțeles-o eu, dar știu că cineva cândva a zis că dacă ne ia un anumit candidat primar, va șterge chiar la asta mă comuna Ardeoan de pe harta județului. Nu reușești, n-ar să o reușească niciodată, chiar dacă au fost imparțial alocarea sumelor. Și acum, există un proiect de hotărâre prin care s-au alocat sume pe calamități. Noi, dintr-o pagubă destul de mare, ne-am alocat acolo doar pe două drumuri, pe 183 ăla de la Dealoare și 178-le Unteneștiu. Și de asta am zis că balastrările, să nu cheltuim bani cu balastrările, le facem noi în regie proprie cum putem, iar banii care am primit să facem toate șanfurile care sunt distruse. Pile Unteneștiu 1350 de metri, pe drumul ăsta 178, să le facem toate cap, coadă și o să mai rămână porțiunea aia de la Vârlan și jos la Vasele Sărăcuțul. Așa că și acum, noi ne-a dat 3 miliarde, când noi publicat în monitor oficial, la Sturțeni ne-a dat 16 miliarde. Deci e discrepanța exagerat de mare. Că primarul la Sturțeni e PSD și la Ardeoan e PNL, nu e nicio problemă. Dar trebuie să țină cont că și aici sunt oameni care așteaptă, așteaptă dezvoltare, așteaptă cu toate pedicile astea încercă. Vreau să mai fac încă o intervenție săptămâna care vine, să văd, poate să mai aloce ceva sume. Deci eu uitat de cele două drumuri la Dianca, de drumul Ardeoan, de gabioanele alea distruse, așa, deci au uitat de toate. Acum spuneți, dacă dau ceva și pe culturi.
Dar asta e altă, altă problemă. Da. O vedea. Și chiar am fost. Alaltă ieri am fost și m-am uitat și eu un pic pe drumurile alea la Scorțeni. Nici un sfert. Deci nici un sfert Scorțeni nu a fost distrus. Față de ce a fost la Ardeoani. Singura problemă la Scorțeni, care eu nu vreau să vorbesc, e problema aia care, din cauza că se ară numai așa și nu se ară după curba de nivel, toate aluviunile alea la fiecare ploaie vine aici. Dar aici eu nu vreau să discut de altă unitate administrativă. Eu abia stăpânesc comuna noastră. De asta zic. De-aș dori să salvez și măcar, domnule, dau la aia de la PSD 1 miliard. Hai să-i dau 300 de milioane și la ăsta. La Ardeoani. Tot timpul ne-o șters. Tot timpul. Și cu toate astea, nu știu dacă au fost drumurile în comunele celelalte mai bune ca la Ardeoani. Că nu am asfalt până acum 1 de zile, știți, destul de bine. Că am fost în insolvență. Și accesizat și a spus și dumneavoastră vis-a-vis de ieșirea asta din insolvență. O să dea Dumnezeu și o să prinde și noi 3, 4, 5 km de asfalt cu ajutorul lui Dumnezeu și dacă guvernanții o să-ți îndrepte atenția și spre comuna Ardeoani, va fi bine. Dacă nu, încercăm să facem așa cu bani puțin lucruri frumoase. Și acum am controlul de la Curtea de Conturi. Chiar și domnul controlorul zice, domnule, cum trăiți dumneavoastră? Uite așa, cum putem? Când vede ce costuri avem pe mentenanță la iluminat, pe întreținerea drumurilor. Deci singurul an când am cumpărat zgură a fost anul trecut pentru dezăpezări și pentru împrăștiat. În rest am cernut balast, am dat cu balast, am făcut. Deci la mine dezăpezările mă costă... 50. Hai să zic 5.000 de lei pe an, dar nu mă costă 5.000 de lei pe an. Comparativ cu 5 miliarde în alte părți. Deci, da, nu mă interesează. Are cine să controleze, are cine să verifice, are cine să facă diferența între ce se cheltuie la Ardeoani și ce se cheltuie în alte părți. Așa că discuțiile astea, încercăm să denigrăm, încercăm să dăm în cap primar, nu poate, din cauza că intră pe teren minat și așa că nu accept. Dar eu mi-am angajamentul că la prima ședință la Bacău, asta o spune. De ce se tem marginalea? Pentru ce? Ce-am făcut ceva? Domnule, deci PSD-ul a primit voturi și de la Ardeoani. Deci au primit voturi și de la Ardeoani. Au votat și la Ardeoani, a trebuit să țină cont. Domnule, avem ce avem cu primarul, nu știu, că nu-i PSD. Dom'le, dar ce am cu oamenii aia? Deci ce am cu oamenii aia? Dom'le, eu mă duc, îl iau din mână președintele PSD-ului să vină să facă, uite, fac un drum aici, să spună, da, dom'le, recunosc, drumul ăsta s-a făcut datorită lui Cutare. M-a ajutat Cutare. Numai piedici. Și cu ieșirea asta din insolvență? Deci, menținerea în insolvență a unității administrative teritoriale Ardeoani a fost... Asta a fost. Ca să nu zic... un cuvânt mai. Nu a fost ca și-o vrut cineva. Uite cu dat Dumnezeu și-am ieșit și din insolvență. Acum da. Spune să vedem dacă îmi dă banii care pe gal. Așa v-a promis. Dom'le, ieșesc din insolvență, vă dăm banii. Am și-o nevoie de un utilaj, am și-o nevoie. Sper să nu mă încurci. Cotizațiile fiind achitate. Sunt primării care nu au achitat cotizații. Nu am achitat așa, cu bani foarte, foarte, foarte puțin. Te-am achitat, eu sunt la zi cu toate. Nu mai am un leu și nici nu vreau să mai fac un leu datorie. Cam am tras prea mult. Deci am tras prea mult și fără să am nicio vină. Nici vicile, nici consiliul local. Deci n-am avut nicio vină că am vrut ca și copiii de la Ardeoani să învețe în condiții civilizate. Nu am avut nicio vină. Și din cauza că am construit o școală la Ardeoani, nu știu, s-a părut la unii că... Eu am înțeles, din 2010, atunci, când s-a făcut. Și căminul, și drumuri, și școală, și teren de sport, și microbus, și etăcă. Ce-o spus, băi, trebuie să-l oprim pe ăsta, că nu se poate. Ei, m-au oprit, m-au blocat și m-au băgat în insolvență. Să văd de aici acolo ce o să ne mai facă. Vă mulțumesc. Da. Dacă vă comentați cu... Asta, ce asta vreau să zic? Cu ce? Să pun la vot cu ce a prezentat domnul, cu contractul ăla cu... Da, contractul ăla... Este, da, cu străbunul. Bun. Suma ce sumă era? 30... 370 de lei fără TVA. 4 milioane. Ca să faceți... 400 de lei. Este pesicat, este de lei. Nu, faceți... Dumneavoastră ați făcut o informare, la următoarea ședință veniți cu contract, în fața consilierilor, la mine, nu știu dacă ați observat, dar cred că ați observat, la mine este transparență totală. Deci unul cheltuie în leu, fără știrea... De domnul primar, sunt la cerere absolut tot ce... Dar ați trecut de 30 de zile. Asta e acum vreo 3 luni de zile. De asta zic. Haideți să facem ca să... Mâine eu sunt prezent. Eu am fost, am vorbit atunci, știți că m-am prezentat, am vorbit cu doamna administrator și o spus, domnul primar, nu este o sumă mare.
Eu aș fi de acord dacă aș, dar dumneavoastră din clip în clip sper să ieșeți din insolvență. Și dacă ieșeți, vă spalați trufele dumneavoastră, ca să nu mai am eu niciun. Rugămintea mea era dacă eu mâine mă prezint aici cu tot ce trebuie, documentația absolutor, da. Rugămintea era dacă de la 1 august măcar să putem intra, dacă se poate. Da, domnule consilier, e vorba de un acord de principiu, dar nu să facem proiect de hotărâre pe chestia asta. E acord de principiu, da. Da, acord de principiu al dumneavoastră, ca domnul primar să fie mandatat să poată să încheie din punct de vedere. Atunci ar să punem la vot, o să-l local, dacă suntem de acord cu suma prezentată de domnul Aizescu. Avocat. Da. Ce e pentru? 300 de lei? 36 de lei. Abține nu avem, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Noi vă urăm sănătate să iei sănătate. Să fiți sănătoși. Să ne vedem.